Cum ai început să scrii acest jurnal? Ai presimțit o perioadă care o să vină sau a fost un moment care te-a determinat din trecut, o criză care abia începea să... Da, era ceva din prezent, de fapt, era o criză, într-adevăr. Publicasem un volum de poezie în 2012, Frânghia înflorită, și nu mai puteam scrie decât în formula din Frânghia înflorită, ceea ce pentru mine era foarte enervant. Eu am încercat de la o carte de poezie la alta să nu-mi repet poetica, să zic așa, temele tot alea sunt, pentru că tot cu experiența ta scrii, tot cu inima, cu creierul, cu memoria, cu biografia ta scrii. Dar am încercat de la o carte la alta să fie foarte diferită, stilistic vorbind. Și n-am publicat niciodată cărți de poezie dacă nu inventau o formulă nouă. Ori după Frânghia înflorită, asta s-a blocat, nu mai puteam scrie decât în formula aia. Era foarte enervant pentru mine. Și cumva, instinctiv, sau aproape instinctual, cumva, am început să țin jurnalul ăsta ca pe un fel de substitut pentru poezia pe care nu o puteam scrie. Sperând că mă va duce înspre o ieșire, că voi nota în el imagini, presentiment, prefigurări ale unor poeme mai degrabă decât poemele, și că mă va scoate din criză. Deci era, de fapt, un fel de cârjă, de adjuvant, nu știu cum să-i zic. Și criza asta a determinat la început scrierea lui. Dar în realitate, cumva erai într-o perioadă bună când ai început să-l scrii. De asta e paradox. Acum când mă uit în urmă, după ce l-am publicat și așa mai departe, m-am gândit, uite, 2012-2015, eu credeam că sunt niște ani foarte neproductivi. Așa, în jurnal de asta mă plâng mereu, că nu pot scrie, mă văicăresc, că sunt într-o perioadă de asta de sterilitate. Și m-am uitat după aia. A apărut volumul de poezie pe care voiam să-l scriu și l-am scris până la urmă. A apărut traducerea din Pound, care e un cărțoi gros, cel făcut cu Horia Patapievici, primul volum din ediția Pound de la Humanitas. A apărut un eseu despre umanism, postumanism, căutarea nostalgică a omului în poezie. Cred că mai au apărut și alte lucruri. A apărut traducerea din Berryman, tot în anii ăia. Deci, par un grafo, adică nu chiar eram un grafoman și eu mă plângeam de sterilitate. E foarte straniu cum te vezi, de fapt, pe dinăuntru, când din afară lumea te vede cu totul altfel. Jurnalului ai pus numele Zodia Cancerului. Asta ce înseamnă? Nu știu, avea Sadoveanu, nu știu. Da, trimiterile imediate pe care lumea le face sunt la Sadoveanu și la Henry Miller. N-are nimic în comun nici cu Sadoveanu, sper, pentru că Sadoveanu e personajul care cred că mă irită cel mai mult din toată istoria literaturii noastre, poate alături de Eugen Barbu, dar la concurență strânsă unul cu altul. Nici cu Miller nu are, de fapt, nimic în comun. Titlul mi-a venit abia pe finalul lui. Mi-am dat seama că, de fapt, fără știința mea, scrisesem un fel de narațiune, de poveste a vieții mele, care împletea trei sau patru fire, fiecare dintre ele direct legate de o formă de cancer. Unul corporal, fals, e adevărat. Când am început să scriu jurnalul, la câteva luni după, am început să am simptomele unui cancer. Sigur că toate formele de cancer sunt neplăcute, dar asta pe deasupra era și rușinos. Nu o să-l spun în jurnal, de fapt, despre ce e vorba, dar nu o să spun și expressis verbis. Și, bun, s-a dovedit fals, dar sperietura a fost reală. Am vanitatea asta, dar am încercat să mor cât mai târziu. Adică mi-ar părea rău dacă aș muri totuși. Și m-am speriat atunci și am notat, firește, despre falsa asta boală în jurnal, și am constatat că îți ordonează într-un fel ciudat lecturile boala. Fără să-mi dau seama, mă duceam la cărți despre boală, Thomas Mann, de pildă, Nietzsche, Sfântul Augustin, lucruri din astea, diversi romancieri contemporani care au scris despre boală și despre moarte și despre intrarea în moarte, și le citeam cu o participare complet diferită decât cea dinaintea bolii, mă rog, ceea ce credeam eu că e boală. Mă întrebam despre ce cel mai mult îmi părea rău că nu apucam să-mi văd copilul crescând. Asta era, de fapt, enervarea cea mare. Și asta a fost primul fir, acest fir al cancerului corporal. Apoi, al doilea era
de fapt un moft, nu un cancer, enervarea asta că nu pot scrie poezie sau credeam că nu mai pot scrie poezie și asta pentru un grafoman e super frustrant și asta o percepeam, mă văicăream în jurnal că e o formă de cancer psihic. Apoi a fost cancerul ăsta politic, pe care și el a fost de fapt un fals cancer, că n-a murit cu totul ca societate, nici bine n-o ducem, dar totuși vara lui 2012, apoi Marțea Neagră din 2013, astea au fost niște simptome, dacă nu de cancer, măcar de pneumonie sau de ceva în zona aia, de ceva vindecabil, dar foarte neplăcut și potențial letal. Și astea trei fire, cancerul psihic, cancerul fizic și cancerul politic, s-au tot legat în jurnal și în finalul cărții, în 2015, când mi-am dat seama că au compus împreună o mică narațiune a vieții mele din anii, mi s-a părut nimerit să-i dau titlul ăsta, fără legătură cu Sadoveanu. Apoi, în plus, sunt, asta a observat la lansare cineva, sunt și rac, racul fiind cancer, nu în americană, era al patrulea fir jucăuș al acestei narațiuni. L-ai șlefuit sau l-ai lăsat intact? Am încercat să-l las cât mai intact. Am tăiat din el ce-i drept, dar nu am rescris. O să explic imediat. Eu, pe măsură ce îi făceam frazele, încercam să fie scrise cât mai frumos. Iar e o voință de stil în ele, o voință de a face literatură, de fapt, pe care am avut-o de la bun început și mi-am dat seama că îmi concep jurnalul ca publicabil. Nu mă gândeam că va fi publicat atât de repede, mă gândeam că va mai dura măcar un deceniu sau două până îl voi publica, dar din momentul în care încep să-ți concepi frazele cu voința asta stilistică și să-i lucrezi cum lucrezi la literatură, cu încrâncenarea și cu intensitatea cu care îți faci literatura, imaginile și materia, e clar că tu îl visezi sau îl vrei cândva publicat. Poți să spui pentru inimioara ta, poți să spui, nu, scriu doar pentru mine sau pentru mine și Dumnezeu, pentru... Mă rog, poți să-ți găsești justificări privitoare la singurătatea ta cu jurnalul tău. Dar, de fapt, voința asta de frumos, faptul că devin mai importante frazele decât evenimentele pe care le descrii, arată clar că îl vrei publicat cândva. Și mi-am dat seama de la bun început că îl fac așa, ca pe un text literar, ca pe o operă literară. Și asta e cumva voința flobertiană sau natura flobertiană a lui. Încercarea asta de a construi fraze mai frumoase decât evenimentele pe care le relatează, cum ziceam. Însă, pe de altă parte, am încercat să fiu un stendalian. Stendhal în jurnalul lui nu corecta nimic, nici greșeli de gramatică, nimic. Voia să lase totul la temperatura originară din care au ieșit, ca o fișă din asta a creierului și a inimii lui, necorijată, brută, îi se părea că palpitul vieții rămâne mai intact acolo. Și am încercat să fie așa, adică am tăiat din el pentru că multe lucruri din cele spuse acolo au devenit articole politice pe Contributors, de pildă, sau în alte locuri și era cumva inutil să fie și au fost culese între timp într-o carte, de altfel, și ar fi fost inutil să fie și în cartea și pe Contributors și în jurnal. Dar nu am rescris frazele, pur și simplu am tăiat acele excrescențe care deja erau reluate în alte cărți, în articleria politică, și le-am lăsat frazele neșlefuite. Deci nu am... N-am rescris, efectiv. Personajul principal, sau cele mai multe personaje, sunt poeți. E vorba, e un jurnal despre poeți. Așa că te întreb... Ce sunt poeții, cel puțin în România? Sunt o sectă, o grupare? Și cum recunoști că cineva e poet sau nu? Poeții sunt o sectă peste tot. Aproape că m-am deprimat când am citit acum 15 ani, poate, dacă nu mai bine, un text celebru al unui critic american, Dana Gioia, în care se întreba, titlul textului e Can Poetry Matter? Poate poezia să conteze? Și dădea acolo, exasperat, tirajele unei cărți de poezie în Statele Unite. Ei bine, tirajul unei cărți de poezie în Statele Unite de 2000 de exemplare, ca în România. Și totuși vorba de o țară de câteva zeci de ori în fond mai mare, engleza se citește pe toată planeta și cu toate astea secta e cumva presetată, adică are niște setări by default care o mențin așa într-o minoritate, vorba lui Juan Ramón Jiménez, poezia e pentru enorma minoritate.
Cam asta e statutul poeziei. Cine se apucă de scris poezie și vrea să devină vedetă, există și cazuri din astea, se înșală și până la urmă devine o ființă resentimentară, acrită și care nu-și duce bine individuația până la capăt. Însă, pe de altă parte, minoritatea asta conține niște oameni de o intensitate incredibilă. Poezia are de-a face cu intensitatea. Lirismul, așa cum îl defineau dicționarele până prin anii secolul XIX, să zice, era o intensificare a emoției și a sentimentului. Așa îl defineau. Oamenii, secta asta, sectanții poeziei, sunt foarte intensificați, periculos de intensificați uneori. Pentru că asta te poate duce în zone cu o vibrație luminoasă foarte, foarte bună, dar te poate și distruge. Și atunci, notând despre prietenii mei, despre oamenii pe care admir foarte mult din poezia română de azi, am notat despre intensitățile lor, și negative și pozitive, și cu exces de lumină și cu exces de penumbră sau chiar de întuneric. Și am avut inima foarte strânsă, pentru că eu nu i-am întrebat dacă sunt de acord să apară. Nu i-am întrebat dacă mențin acele declarații, uneori chiar confesiuni, ba chiar spovedanii. E o conversație cu Ioan Spop, care e unul dintre poeții uriași ai limbii române din totdeauna, nu doar de azi, care e foarte aproape de o spovedanie, pentru că vorbim despre mântuire, despre duhovnic, despre ce face poezia. Nu știu dacă e un lucru moral din partea mea, probabil că nu e, sau aproape sigur nu e, faptul că am reprodus această conversație cu Ioan Spop acolo, dar dacă am făcut-o, am făcut-o pentru că e atât de intensă, e aproape o rugăciune exemplară și sunt sigur că ajută oameni care trec prin intensități similare, să spunem. Ceea ce spune Ioan Spop despre salvare prin scris, despre poezie, despre cum poezia te poate ajuta să supraviețuiești în întuneric, cred că poate ajuta foarte multă lume. Deci e o sectă, într-adevăr, și asta mi-aduce aminte, fac o paranteză, e o situație pe care cred că am descris-o și în jurnal. Nu l-am recitit niciodată, așa că de asta nu sunt sigur dacă am descris-o sau nu. Dar eram la Botoșani, la premiile Eminescu, mergeam înspre centrul parcului din Botoșani, acolo unde era o lectură de poezie, și am trecut pe lângă un grup de localnici care se întrebau cine sunt cei care vorbesc la microfon acolo în mijlocul parcului, și o doamnă mai în vârstă a zis: am fost eu și am ascultat, sunt niște sectanți, exact asta a spus. Și când m-am apropiat, într-adevăr, Liviu Ioan Stoiciu citea o poezie despre a doua venire a lui Isus. Apoi a urmat Ion Pop, care a citit și el un poem mistic, și au fost vreo 3-4 poeme din astea foarte ortodoxiste chiar. Și chiar arătam la propriu ca o sectă foarte stranie. Deci cred că e un cuvânt care ne descrie bine acesta, sectanții. Însă intensitățile printre care se mișcă ei și felul în care gestionează ei intensitățile vieților noastre și în care pot scoate, te arată cum poți să scoți ceva luminos din experiențele negre pe care le traversezi, e foarte prețios. Nu e doar pentru poeți, de fapt. Am gândit, citind, n-am observat, sau poate sunt, dar nu le-am observat eu, revolte. În general, poeții sunt contra ceva, sunt... am găsit prea mult. Păi da, eu sunt un ardelean bleg, asta în primul rând, și și temperamental, și ca extracție provincială, sunt mai puțin predispus la explozii. Revoltele astea împotriva socialului și a politicului, cum zic, le-am tăiat. Și le-am pus în... sunt deja publicate în România Vertebrată, culese în volumul ăla. De asta nu se văd astea social-politice. Mai sunt, au mai rămas în carte câteva, dar destul de puține, cred. Revoltă e împotriva corpului, când mi se păruse că, de fapt, corpul se revoltă împotriva mea și îmi face figura cu cancerul ăla. Atunci am notat câteva rânduri de revoltă, dar e drept că destul de resemnată, ce mai poți face. Adică, bun, dacă asta e opțiunea corpului tău, asta e. Degeaba te revolți, e o limita lui cu care nu prea ai cum să lupți. Și în rest, dacă m-a revoltat ceva și mă revoltă, de fapt, și acum, e faptul că oamenii dragi, fie cei din familia mea, fie cei prietenii mei, trebuie să treacă prin suferință. Asta e un lucru inacceptabil. Și asta e sursa mea constantă de revoltă. De ce e nevoie de chestia asta? Și nu, n-am un răspuns la asta. S-au scris teodicei nenumărate, dar niciuna nu explică, de fapt, acceptabil, suficient de acceptabil, necesitatea existenței răului pe lume. Are Mircea Cărtărescu pe coperta a patra
Radu Vancu pare unul dintre acei oameni cărora nimic din ce e uman și postuman nu le e străin. De ce zice asta? Nu știu eu. De ce crezi că zice? De ce spune despre postuman? Da. În varianta trimisă inițial mie, acelui blurb, și varianta pe care am transmis-o și eu mai departe apoi către Humanitas, era un smiley după postuman. Pentru că eu am publicat recent vreo 2 sau 3 texte despre postuman. Pe mine mă irită foarte mult toată teoria, nu foarte mult, poate exagerez, dar mă irită în bună măsură teoria asta a unei, o să fac un barbarism, dar asta este, a unei postumanități antiumane. Adică, e ok, am intrat într-o eră postumană. Asta, cu asta nu ne putem, cum să spun eu, nu pot să opui nimic acestei axiome. Într-adevăr, lumea e hibridată de tehnică, omul e protezat deja de diverse forme ale tehnicii, străpungerile din genetică au dus la apariția unui gen de ființă umană care pur și simplu redefinește drepturile naturale ale omului. Ce sunt oamenii născuți în laborator? E etic să faci oamenii în laborator ca să folosești organele lor pentru a salva copilul tău de la moarte? E etic să creezi oamenii în laborator, să-i trimiți să lupte în războaie ca să nu murim noi? Ce drepturi au acele ființe născute în laborator? Sau ființele protezate cu inimi noi, cu creiere noi, cu chipuri, cu... Astea sunt, e un gen de ființă care pur și simplu ne redefinește contractul cu lumea. Asta e limpede. Nu mai poți argumenta nimic împotriva acestei chestiuni. Ce mă revoltă e faptul că apostolii postumanului au un antiumanist teribil. Nimic din ce e uman pentru ei nu e bun. Toate valorile create vreodată de om sunt false, sunt detestabile și trebuie renunțat la ele. Asta nu pot să admit. Există, asta e familia dominantă de gânditori postumani. Cei pentru care tot ceea ce omul a proclamat valoare e ceva fals și detestabil. Dar există și o familie de gânditori echilibrați printre postumani. Mă gândesc în primul rând la Rosie Braidotti. E o profesoară australiancă, ea predă la Utrecht și are câteva studii, o carte capitală chiar despre postuman, în care în ultima treime a cărții Rosie Braidotti pledează pentru o umanistică postumană, așa numește ea această nouă paradigma lumii, adică o epistemă postumană centrată în jurul valorilor pozitive ale umanului, așa le numește ea. Empatia, tandrețea, atenția la celălalt, căldura umană într-un singur cuvânt. Adică, ok, trăim într-un context tehnologic complet nou care a dus la apariția acestei forme hibride de techno-oameni, să le zicem, dar valorile fundamentale, tot astea ale căldurii umane, trebuie să rămână. Eu cu asta sunt foarte de acord. Asta e singura formă de postuman pe care o admit și despre asta am scris și Mircea Cărtărescu știa acele texte ale mele și la asta făcea trimitere. Postumanism a început să fie discutat la noi, dar foarte firav. E un număr foarte recent, de acum o lună, cred, al revistei Vatra, din Târgu Mureș, dedicat integral, aproape integral, postumanismului și asta e începutul unei discuții foarte necesare la noi. Jurnalul acesta e și un proiect prin care vrei să străbați generația poeților din 2000-iști, să zic. Da, n-a fost în intenția mea, dar constat că asta a ieșit, pentru că inevitabil, mișcându-mă mult pe la diverse sindrofii poetice din țară și din afara ei, împreună cu congenerii mei mai ales, dar nu numai, cumva au trecut în jurnal, fatalmente, notând despre intensitățile de zi cu zi ale vieții mele, au intrat și ei și s-a scris deja în câteva cronici că Mihai Ovănel chiar spunea că e un fel de... că e prima mitologie literară, cred că asta e formula lui, prima mitologie literară a generației 2000. În sensul, zice, vorbește despre jurnalele lui Eliade care au constituit o mitologie literară a interbelicului și spune că asta se întâmplă acum cu jurnalul meu. Probabil că așa este, dar, repet, pentru mine a fost cu totul secundar. Sunt un tip narcisic, megaloman, brebanian, așa cumva, și m-a interesat, în primul rând,
mișcarea corpului și a sufletului și a inimii mele. Că au intrat în ele inevitabil și figurile prietenilor, e adevărat, însă e o radiografie foarte subiectivă, adică dacă cineva ar încerca să reconstruiască generația 2000 doar după figurile celor care apar în jurnalul meu, mă tem că ar ieși ceva foarte parțial. Sunt poeți foarte importanți care nu, din generația mea, care nu apar, cred că, niciodată. Nu știu dacă am notat ceva, de pildă, despre Sergiu Cașiș, care e unul din poeții cei mai importanți 5-6 din generația asta. Deci e probabil și o, un sinopsis al generației 2000, dar este fatalmente unul subiectiv și parțial. Apollo sau Dionisos, lira sau fluierul, ce se potrivește mai... Când eram foarte tânăr, aveam orgoliu ăsta al Dionisiacului, firește, ce om tânăr îl alege pe Apollo. Și poetul din jurnal e destul de auster, destul de ascetic. Da, păi da, dar eu, vezi, e un fel de, orice asceză e excesivă, de fapt. Ascezele, nu, eu nu cred că ascezele sunt raționale și, și una e să fii cumpătat și alta e să fii ascetic. Adică eu am fost foarte multă vreme un etilic excesiv, foarte multă vreme înseamnă vreun deceniu, să zicem. Sigur, poeții au mitologia asta etilică, foarte bine consolidată. Și apoi, deodată, de pe o zi pe alta, am renunțat complet la alcool. În aprilie 2009 se întâmpla asta, sau alcoolul a renunțat la mine. Și am trecut în extrema cealaltă, adică nu consum absolut deloc. Și știu foarte bine că asta e o formă de exces mai aspră, într-un fel, și mai greu de dus decât cealaltă. Dar îmi convine, pentru că eu cred în propoziția lui Blake, care spune că pe poeți calea excesului îi duce la Palatul Înțelepciunii. Nu că aș fi ajuns eu acolo vreodată sau că l-aș fi văzut, dar cred că un poet, un scriitor trebuie să fie excesiv, însă numai în scrisul lui. Eu nu cred în excesivii care sacrifică familii, sacrifică prieteni, sacrifică oameni pentru scrisul lor. Cunosc genul ăsta de oameni, sunt întotdeauna detestabili, există printre scriitori destul de răspândită familia asta a celor care spun că trebuie să sacrifice pe ceilalți pentru opera lor. Și nu cunosc pe nimeni căruia să-i fie ieșit. Dimpotrivă, cei care au ajuns mari scriitori au fost oameni mereu foarte atenți la ceilalți, foarte calzi. Nu, uneori beau un exces unii dintre ei, sau ce să spun, nu sunt Sfântul Francisc în acțiune, dar sunt oameni foarte calzi, cu o intensitate a inimii excepțională și foarte generoși. Uite, îți dau exemple ultra cunoscute. Mircea Cărtărescu, un om de o generozitate și de o căldură extraordinare. Sau Mircea Ivănescu, un poet uriaș de o bunătate și de o generozitate incredibilă. Aștia sunt, cum să spun eu, sunt oameni care sunt excesivi în scrisul lor. E excesiv Mircea Cărtărescu în felul în care telescopează lumi după lumi, de la cele macro la cele micro. Simte enorm și vede monstruos în altfel decât în Caragiale, dar e un excesiv în scrisul și în viziunea lui. E un excesiv Mircea Ivănescu în autoanaliza asta sentimentală și afectivă și intelectuală pe care își face neîncetat pe mii de poeme. Însă în viața lor sunt niște oameni normali, calzi și foarte prietenoși. Din punctul ăsta de vedere, sunt mulțumit dacă în jurnal ies așa foarte puțin excesiv, pentru că, repet, excesul trebuie să ți-l pui doar în scris, nu, asta nu și în viață. Asta e o temă în tot jurnalul, viața și poezia, sinuciderea prin exces apare, e o temă recurentă în toate, timp de câți ani, 2 ani, 3 ani, tare jurnalul. Vreo 3 ani, da. Da, da, e de fapt... cred eu, marea tema a literaturii asta, construcția de sine, care trebuie să țină în echilibru impulsurile astea destructive, suicidare, dacă în orice caz foarte întunecate așa, și pe cele ale construcției. Scrisul administrează astea două forțe întotdeauna.